O femeie din județul Neamț a fost la un pas să-și piardă viața după ce a făcut cezariană acasă. Femeia a născut cu ajutorul soțului său și al mamei ei. Femeia a ajuns în stare gravă la spital. Asta după ce în urmă cu 3 zile o altă femeie, tot din Neamț, a murit după ce a născut acasă. Femeia de 34 de ani era la a 5-a sarcină, iar cezariana a fost realizată acasă de către soțul ei, fost asistent medical, ajutat de soacră. Cei doi au operat-o pe femeie și au extras fătul de 4,7 kg, dar din cauza unor complicații apărute, bărbatul a fost nevoit să sune la 112. Echipajul medical a găsit-o pe femeie acasă, conștientă, dar cu hemoragie masivă. Acum ea este internată la terapie intensivă. Bebelușul a fost evaluat de doctor și este în stare bună. Echipajul de la ambulanță a găsit la fața locului și bisturiul, pansamente sterile, pense și alte ustensile necesare unei astfel de intervenții chirurgicale pe care familia le cumpărase de pe internet, tocmai pentru efectuarea operației, după cum au susținut în fața medicilor. Cazul vine la câteva zile după ce, tot în Neamț, o femeie de 42 de ani a murit după ce a decis să nască acasă, cu ajutorul unei moașe găsite pe Facebook. Deși mai mulți doctori o avertizaseră că este o sarcină cu risc și îi este recomandată nașterea prin cezariană.